Parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei a organizat un pelerinaj pentru 60 de persoane vârstnice din comunitate în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei. După ce au participat la Sfânta Liturghie oficiată în Biserica Parohiei Sărata Monteoru, pelerinii au vizitat gospodăria familiei Moisoiu din comuna Vernești, pe care parohia a ajutat-o cu o sumă importantă de bani pentru realizarea unei fântâni. De aceasta vor beneficia și ceilalți locuitori ai satului, care nu dispun de o sursă de apă pentru nevoile gospodărești zilnice. Cu ocazia vizitei, familia formată din 13 membri a primit daruri și un ajutor financiar din partea pelerinilor și a parohiei. În continuare, credincioșii parohiei Mărcuța au vizitat mănăstirile Barbu, Ciolanu, Schitul Berca și Catedrala Arhiepiscopală din Buzău.